Bună dimineața! Încep prin a vă spune că e a doua filmare. Am făcut gimnastică și nu am filmulețul, pentru că din nou am uitat să filmez. Și am făcut exerciții și v-am lăsat și un mesaj tare drăguț. Totul s-a pierdut. Dar reiau din nou, o să fie un puțin mai greu pentru că deja am făcut 20 de minute de gimnastică. Vreau să vă povestesc că atunci când eu am început să fac dietă și mișcare, totul a început ca o joacă. Fiica mea făcea mișcare și nepoțica făcea mișcare și am zis, de ce nu, fac și eu. Doar că mie mi era foarte greu. Și am tot căutat pe net filmulețe și am găsit, bineînțeles, dar cu oameni care au 50 de kilograme sau 45 de kilograme și nu puteam să fac gimnastică, nu mă ajutau filmulețele deloc. Și atunci am căutat și am găsit o doamnă care era din America și avea 160 de kilograme și făcea mișcare. Și am zis, dacă doamna poate, sigur pot și eu. Și într-adevăr, puneam stop cadru, repeta mișcarea făcută de doamna și încet, încet am început să pot să fac gimnastică, am început să pot să fac mișcare și cu ajutor, bineînțeles. Familia m-a susținut foarte mult și mai ales nepoțica care m-a filmat alergând și nu puteam să alerg. Și mi-aduc aminte că am vrut să dau o tură de curte și ea n-a filmat. Și mai dă încă o tură de curte, bunii, te rog, că n-am filmat. Am dat încă o tură de curte și a ținut telefonul invers. Și zice, bunii, te rog, încă o tură de curte. Doamne, eram epuizată. Și prima dată când am făcut gimnastică, doamne, 2 minute. Am crezut că a trecut o jumătate de oră. N-am să uit niciodată. Și cât am repetat fiecare mișcare, aș fi vrut să fie așa, să fie un filmuleț de bun simț și să pot să arăt celor care vor să încerce, cum am învățat și eu, cum se face corect la kilogramele mele, că gimnastică corect o fac specialiștii și cei care au kilograme potrivite. Eu n-am mai făcut gimnastică, cred că de 40 de ani. Foarte mult timp a trecut de atunci, foarte mult timp a trecut de atunci. Și în filmuleț, la final, vreau să-i mulțumesc lui Eva Maria pentru tot ajutorul. Te iubește bunii mult, mult, mult că m-ai susținut în fiecare zi. Și atunci când am vrut să cedez, tu nu m-ai lăsat. Ești sufletul bunii. Și acum începem gimnastica. Gata cu vorba. Haideți!
a doua rundă, a doua filmare. A mai fost atunci când am început să alerg o fază. Depinde de noi să... Eu acum puteam să mă supăr și să nu mai filmez. Dar nu, m-am ambiționat. Adică cum? E greșeala mea, mi-o asum. Am repetat. Nu toate mișcările, vă dați seama că nu mai pot. Dar trebuia să am material pentru filmulețul de astăzi. Astăzi este ziua 99. Să vedem ce urmează. Să aveți o zi superbă. Haideți să facem pași. Haideți cu mine. La ora 12 am servit 2 roșii, 2 ouă și o felie de brânză. Ora 14 am mâncat 2 bucăți de plăcintă cu mere. 2 le-am mâncat mai târziu. Am mâncat și o felie de pepene. Și la ora 18 supă cu găluști. Astăzi am făcut 13.000 de pași. Și cântarul ne arată 89.800. Am să atașez o imagine cu kilogramele de la care am început dietă și mișcare. În ziua 99 am slăbit 15 kilograme. Doamne ajută!